Astfel, deschiderea proiectului Open Ed a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, după care, începând de astăzi, voluntarii străini împreună cu colaboratorii din Arad vor începe munca propriu-zisă. Open Ed este un proiect dedicat elevilor de liceu din clasa 9 până în clasa 12-a și vorbește despre teme de educație non-formală adresate tinerilor, celor care doresc să participe și să aibă parte de o altfel de vară și o altfel de vacanță. Printre temele care sunt dezbătute la acest proiect se numără cursuri de leadership, de dezvoltare personală, orientare în carieră, muncă în echipă, time management și multe altele. Curicula include teme precum leadership, munca în echipă, aptitudini soft, aptitudini de calculator și internet, jocuri interactive în limba engleză pentru dezvoltarea participanților prin practică. Acest proiect este unul foarte important deoarece dă ocazia tinerilor să își exprime partea de leadership și să învețe mult mai multe din acestea. Colaborarea dintre ISEC în Arad și Europa pentru Europa durează de 5 ani și este una dintre cele mai importante deoarece oferă această ocazie tinerilor să acceseze o astfel de formă de educație. De ce crezi că este important? Am auzit de la școală și mi se pare important pentru că ne putem dezvolta pe noi înșine, putem să ne formăm limba engleză, cunoaștem oameni noi. Să comunic cu elevii din altă țară, să învăț engleză. Timp de 2 săptămâni, elevii care s-au înscris în acest proiect vor avea șansa de a obține cunoștințe noi din domeniile pe care le conține proiectul, dar mai mult vor avea șansa de a lua parte la viitoarele proiecte ISEC pe plan internațional.